Acum câțiva ani, cultura lumânărilor decorative era foarte slab dezvoltată în Moldova. Astăzi, însă, oamenii au posibilitatea să admire deosebitele lumânări. Iun și Angela Cărchelan au descoperit această îndeletnicire de suflet acum 2 ani. Cu ajutorul fondurilor europene, soții confecționează lumânări aromatizate, pe care ulterior le pictează manual. Fiica mea a adus de la Iași niște lumânări parfumate. Mai văzusem niște masterclass-uri, niște demonstrații în România. Unele se remarcă prin simplitatea formei și eleganța culorii, altele prin contururi grațioase și nuanțe delicate. O altă categorie își etalează detaliile fine și culorile vesele. Așa am putea descrie lumânările realizate manual de familia Cărchelan în micul lor atelier din orașul Nisporeni. Primele lumânări le-am turnat acasă, niște forme improvizate, ba într-un pahar de sticlă, ba într-un pahar de plastic. Ne-am informat de unde am putea procura utilaj, forme, culori, parfumuri. Am avut oportunitatea să deschid și incubatorul de afaceri din Nisporeni și așa am început. Încet, încet am procurat din Germania utilaj, forme, culori, parafina, am cumpărat-o atât din România, cât și de la noi, din Republica Moldova. Soții Cărchelan implică și copiii în această afacere, deoarece tehnica de realizare a lumânărilor este una foarte simplă. Dacă este o lumânare turnată într-o culoare, are un preț mai mic, dar dacă este o lumânare turnată mai multe culori, practic primește un peisaj, atunci este mai scumpă. Prețul, să zicem, pornește la 50 de lei și atunci când vorbim de compozițiile realizate manual, cum ar fi trandafirii, nufării sau lumânările confecționate manual pentru nuntă, ele ajung 300, 400, știu, poate și mai mult. Familia Cărchelan își desfășoară afacerea în cadrul incubatorului de afaceri din Nisporeni. Aici antreprenorii au beneficiat de spațiu de producere la preț redus, de consultanță și instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziționarea echipamentului, costuri de administrare minime și alte avantaje. Aceste lumânări sunt foarte solicitate și pot fi găsite atât în orașul Nisporeni cât și pe piața din municipiul Chișinău. Ulterior, ei își planifică să se lărgească sfera de clienții și pe piața din România. Producția de lumânări este o afacere care îți pune creativitatea la încercare. Principalele sale avantaje le prezintă marea cerere de produse realizate manual, dar și costurile reduse cel puțin pentru început.